Antigenul prostatic specific este o marcă foarte importantă în patologia prostatică. Odată cu vârsta, crește volumul prostatei, dar și PSA-ul. Ele sunt o interdependență foarte clară. PSA-ul reprezintă un marcăr pentru depistarea cancerului de prostată, dar nu numai atât, reprezintă un marcăr pentru a estima o eventuală progresie a bolii a hiperplaziei benigne de prostată și în acest caz, când PSA-ul este mai mare de 1,5, este risc mare de progresie a bolii și atunci trebuie început un tratament combinat pentru a nu avea progresia bolii, pentru a nu se ajunge la retenție completă de urină și la necesitatea unei intervenții chirurgicale.